Funeralile reginei Ana s-au încheiat. Sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei a fost depus în pronaosul noi catedrale arhiepiscopale din Curtea de Argeș. Cortegiul funerar a ajuns astăzi în jurul orei 15.45 cu trei sferturi de oră întârziere la Curtea de Argeș, unde a fost oficiată o liturghie ortodoxă înainte ca sicriul să fie depus în pronaos. Pe traseu convoiul a încetinit la trecerea prin mai multe localități, iar clopotele bisericilor au bătut îndelung, cortegiul fiind întâmpinat de sute de oameni cu flori, steaguri sau lumânări. La Catedral la din Curtea de Argeș, cortegiul funerar a fost întâmpinat de localnici, dar și de susținători ai casei regale veniți de la sute de kilometri distanță, special pentru a-i aduce un ultim omagiu reginei Ana. Publicul a avut însă acces doar în fața porții de la intrarea în parcul arhiepiscopal Curtea de Argeș. La ceremonia religioasă au asistat doar reprezentanței casei regale a României și a celorlalte familii de viță nobilă din străinătate care au venit în România pentru funeralii. De asemenea, au asistat reprezentanța instituțiilor din România și din Republica Moldova și membrii ai Corpului Diplomatic Acreditat la București. Regele Mihai nu a fost prezent la funeralii din cauza stării de sănătate. Slujba de înmormântare de la Curtea de Argeș a fost oficiată de înalt preasfințitul Mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei și de înalt preasfinția sa Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, înalt preasfinția sa Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, de doi preoți și un diacon, iar coliva a fost făcută de maicuțele de de la mănăstire. Slujba în mormântării a fost una obișnuită, dar scurtată cu 30 de minute potrivit programului stabilit de casa regală. Sicriul cu trupul neînsufletit al reginei Ana a fost așezat apoi în cripta din dreapta intrării în noua catedrală arhiepiscopală. Pe piatra funerară, sculptată cu ornamente florale, scrie simplu Ana. Cripta în care a fost înmormântată regina Ana este lângă cea în care și regele Mihaiș va dormi somnul de veci pe parcursul zilei în județul Argeș au fost mobilizate forțe impresionante de poliție și jandarmi care au asigurat ordinea și au vegheat la prevenirea incidentelor în timpul funeralilor. Acestea au fost primele funeralile regale în ultimii 78 de ani. Guvernul României a decis ca ziua înmormântării reginei Ana să fie zi de doliu național.